Bună ziua, dragii mei, sunt Cezar Elisei. Aș vrea să discutăm astăzi un pic despre confort. Pentru că simt, cred, înțeleg că pe lângă toate viciile despre care tot am vorbit, despre fumat, despre consumul de alcool, despre jocul de noroc, despre oricare alte plăceri care constitui anumite vicii, cred că viciul de căpătâi în această lume în care suntem acum este confortul. Se spune că diavolul a încetat să ne mai lupte propriu-zis dacă în trecut diavolul îi lupta pe creștini propriu-zis. Îi ardea, îi trăgea pe roată, îi decapita, fel de fel de chestiuni din acestea dure. Acum, cea mai mare problemă este adâncirea în această plăcere fără de obiect, ci doar de lipsă de griji, care este confortul. Omul care stă în zona de confort nu mai este omul care luptă pentru nimic. Omul când este în zona de confort nu-și mai dorește nimic pentru că are totul sau consideră că are mult. Omul când este în zona de confort uită de Dumnezeu. Pentru că doar un om care este tot timpul în luptă pentru a atinge un ideal, un nivel, doar atunci omul este constant în nevoia de Dumnezeu și îl invocă pe Dumnezeu și are nevoie de El tot timpul. Așadar, omul ori renunță la tot ceea ce înseamnă confort și propriu-zis, ca la mănăstire sau ca la unele mănăstiri, ajungi să dormi pe tare și renunți așadar la saltea, renunți la masa bogată, îți asumi doar mâncare foarte săracă și trăiești într-o stare de încordare autoimpusă pentru ca să poți să ai relația bună cu Dumnezeu, fie îți pui idealuri atât de înalte, atât de sus, dorești să ajungi atât de sus, să faci atât de multe, să distribui atât de mult sau să scormonești în tine atât de mult, încât niciodată nu vei fi în confort. Încât întotdeauna când vei fi undeva, vei fi ca musafir și nu te vei simți niciodată la locul potrivit. Consider că oamenii trebuie să aibă una din aceste două atitudini asupra vieții pentru a-și putea menține echilibrul spiritual mai mult decât echilibrul psihic. Oamenii tind să fie foarte mulcuți, foarte călduți și mai ales să rămână în confortul, se numește într-un fel, în zona lor de confort. Și în momentul în care ești în zona ta de confort, în jurul tău sunt doar prieteni ai tăi, în jurul tău sunt doar opinii favorabile, în jurul tău sunt doar, să zicem așa, drăgușorii favorabili dumneavoastră. Niciodată nu te dai cu capul de adevărata realitate. Niciodată nu te dai cu capul de adevăratele probleme. Întotdeauna ești la un nivel. Această zonă de confort este foarte periculoasă. Pentru că se spune, ai grijă, să aibă grijă cel care stă să nu cadă. Întotdeauna omul trebuie să fie în încordarea duhovnicească necesară ajungerii la nivelul cel mai de sus. Nivelul cel mai de sus
este nivelul duhovnicesc cel mai înalt, evident. Iar pentru a ajunge la acest nivel nu poți sta niciodată. Tot timpul trebuie să alergi duhovnicește, tot timpul trebuie să fii în căutare, tot timpul trebuie să fii în încordare, tot timpul trebuie să stai ca în armată. Da? Tot am această imagine, dacă vă aduceți aminte din povestea Prâslea cel voinic și merele de aur, când venea zmeul și noaptea fura merele și Prâslea, cel mai mic, așadar, fecior al împăratului, ca să nu adoarmă în locul unde păzea merele, și-a pus niște țepușe sub barbă, așa, și de fiecare dată când îi cădea capul să adoarmă, tot se înțepa în țepușele alea și așa a reușit să se păstreze treaz. Așa, această imagine o am de fiecare dată când vorbesc despre aceste lucruri, trebuie să fim tot timpul treji, tot timpul să fim ancorați în această realitate care caută să ne adoarmă. Tot avem imaginea aceasta a oamenilor care adorm cu telecomanda în mână la televizor și cu o cutie de pizza sau știu ce alte mâncăruri lângă ei. Oameni buni, noi ca și creștini nu suntem chemați să avem această atitudine. Noi ca și creștini trebuie să fim văzuți în genunchi, trebuie să fim văzuți lucrând, trebuie să fim văzuți în acțiune, construind tot timpul pro bono pentru ceilalți, tot timpul să facem ceva pentru ca să nu cădem niciodată în această letargie, în această lehamite de a face lucruri și în acest confort care ne duce la stoparea visurilor, stoparea dorințelor, stoparea tuturor sau a întregii noastre capacități de a ne urca sufletul spre Dumnezeu. Păi în momentul în care omul este mulțumit, acest om nu mai aleargă după nimic. Acest om nu-și mai dorește nimic. Zice, dă unui om femei, mâncare bună și jocuri sau distrageri și acest om va renunța de bună voie la ambițiile sale. Haideți să înțelegem exact ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi, aceasta este. Distracție ieftină, ieftină din toate punctele de vedere, deschideți televizorul și veți vedea. Dați omului un salar, eventual îndestulător, sau dacă nu, se va pierde în detalii, având în vedere că salarul nu este îndestulător. Și atunci omul va renunța la tot ceea ce este bun cu adevărat pentru el. Ce înseamnă cu acest adevărat? Cu adevărat. Cu adevărat este calea, zona în care noi mergem spre mântuirea noastră. Care este sensul acestei vieți, dacă nu doar mântuirea sufletului nostru? Și aici este marea problemă. Oamenii nu consideră și nu înțeleg cu adevărat că această viață este una trecătoare și urmează o alta. Această viață este o cernere pentru o alta. Oamenii cu adevărat nu înțeleg, nu procesează această informație că această viață de aici este doar o încercare, este doar un punct de trecere spre altceva. Iar aici în jurul nostru avem atâtea ispite, pentru că diavolul stă în jurul nostru ca un leu încercând să ne înghită și ne trimite fel de fel de ispite, fel de fel de conforturi pentru a ne distrage, pentru a ne arăta altă cale decât țelul nostru final, care este despătimirea, care este apropierea sufletului de Dumnezeu, care este năzuința zilnică a sufletului nostru după Dumnezeu. Așadar, cred că acest confort este, cred, poate cel mai periculos drog
cel mai periculos viciu pe care îl poate accesa un om. Pentru că dacă la celelalte vicii poți renunța pentru că ele fac rău, în mare măsură, fie celorlalți, fie familiei, fie bugetului, acest viciu al confortului pare-se că face bine. Este într-un mod atât de subtil îndesat în inima omului, încât ni se pare că este bun și vrednic de dorit. În schimb, în spatele acestei intenții, cu adevărat, în planul adevărat, viciul confortului este ceva care îndepărtează pe om de Dumnezeu. Îl limitează și omul nu are timp și răbdarea de a sta și a cugeta cu adevărat la scopul vieții sale. Soluțiile sunt două și le-am zis deja, le mai repet o dată. Ori tăiem confortul, ajungem să dormim fără saltea, ajungem să mâncăm simplu, ajungem să avem o atitudine aspră asupra vieții, ori punem țeluri atât de înalte, punem dorințe atât de sus, încât orice am face în timpul acestei vieți să nu reușim să dobândim confortul necesar. Niciodată să nu fim cu adevărat mulțumiți și să ne odihnim sufletul, pentru că atunci când se va odihni, el va sta și cu siguranță va cădea, pentru că diavolul va fi acolo și experiența diavolului îl va ajuta cât să ne corupă de acolo și să ne izbească jos. Să ne fure sufletul. Da? Și să nu mai putem duce Domnului. Gândiți-vă mult la acest lucru, pentru că nu este simplu să vedem lucrurile așa, pentru că parcă toată viața noastră este clădită de așa natură în jurul acestei idei, cum că este bine în cele din urmă să fim confortabili, să avem un scaun mai comod, să avem o mașină mai comodă, mai mare, mai puternică, să avem o casă mai luxoasă. Toate sunt clădite de așa natură încât să ne ducă cu gândul acolo. În schimb, adevărul adevărat este că mijlocul acesta al banilor de a ne procura lucruri este dat pentru a face bine celorlalți, pentru a distribui binele, pentru a accesibiliza frumosul, pentru a-L duce pe Dumnezeu în casele sărmanilor, a nevoiașilor și așa mai departe. Pentru că noi cei care ne luminăm, ne deșteptăm, să fim faruri pentru ceilalți cu mijloacele pe care ni le dă Dumnezeu. În schimb, mulți dintre noi confiscăm aceste mijloace și facem din ele scopuri în sine, cum ar fi confortul. Vă mulțumesc mult că urmăriți canalul Cezar Elisei, Postul Terapeutic cu Apă. Mai discutăm și noi diverse chestiuni care țin de spiritualitatea ortodoxă, creștină ortodoxă. Abia aștept să ne auzim la clipurile viitoare. Vă salut!